Și ca urmare, așa cum știți, an de an organizăm acele licitații de proiecte pe baza legii 350 din 2005 și din 2006 pe mai multe domenii de activitate și nu pot să spun decât că mă bucur că an de an ONG-urile sunt prezente la aceste licitații cu foarte multe proiecte care cu siguranță vor duce un plus în cadrul societății noastre. Sunt minunată, după cum am spus, vremea ține cu noi. Și știți ce spune, dacă oamenii sunt buni și Dumnezeu este bun. Și Dumnezeu este bun cu noi și ne dă soare, ne dă vreme bună și mai ales ne dă putere de muncă. Să avem în continuare putere de muncă, fericitări! Cred că sunt printre primele fundații care particip. Primele au fost la teatru, în cinstea teatrului și până în fața primăriei și pentru prima dată suntem, locația este aici, în spatele primăriei, din față în spate. Dar cred că o să fie foarte bine, mai multă răcoare și ca întotdeauna lumea vine, pleacă, se uită, noi vindem ce facem, nu prea avem ce vinde, dar ne vindem activitatea, le povestim fiecare ce face, ce știe și cam asta este târgul ONG-urilor. În fiecare an se repetă și parcă așteptăm târgul, pentru că e un moment în care ne întâlnim toți, ne mai vedem fiecare ce face, fiecare, în rest doar colaborăm. În cazul în care fiecare are un program, un proiect, atunci avem partenere, avem nevoie unul de altul și încercăm să ne ajutăm. Bucur că putem continua această activitate. Este dovada că există colaborare foarte bună între ONG-ul și autoritățile locale. Chiar domnul primar și-a exprimat dorința de a colabora cu aceste organizații pentru a rezolva unele probleme pe care le putem rezolva doar împreună. Am hotărât să facem acest târg acum pentru că cu ani în urmă am avut probleme că este frică, este ploaie, dar acum ne bucurăm de o vreme bună, ne bucurăm de participarea multor organizații și asociații și sper că anul viitor să facem același târg și poate cu mai multe organizații și asociații.